Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre lame. Verișoara fără cucoașă a cămilei, lama, este un animal domestic din familia Camelidae, ce trăiește în America de Sud, în special în munții Anzi, mai exact în Peru și Bolivia. Termenul de lamă este folosit pentru cele trei subcategorii din America de Sud care fac parte din această familie: vicunia, alpaca și guamaco. Aceste animale au fost utilizate pe scară largă ca un animal de povară și pentru alimentație de către cultura andină cu mult timp înainte de sosirea spaniolilor. În cultura populară, lamele sunt în general asociate cu civilizația Incașă și Peru. Cu 1200 de ani în urmă, în zona munților Anzi, din America de Sud, exista Imperiul Incașilor. Incașii erau oameni harnici și pricepuți, ocupându-se în special cu agricultura. Ei au domesticit lama ca animal de povară. Din lâna de lamă realizau țesături textile și care erau rezervate nobilimii incașe. Țăranii prinși că purtau îmbrăcăminte din lână de lamă erau pedepsiți și uneori uciși. Odată ce au fost cuceriți incașii de către spanioli în anul 1600, lamele au fost masacrate aproape în totalitate. Animalele au supraviețuit cu ajutorul băștinașilor care trăiau la mare altitudine și le-au adaptat acestor condiții. În jurul anului 1800, un producător de țesături din Bradford, Anglia, a descoperit minunatele calități ale fibrei de lână. El a realizat o serie de frumoase țesături care au fost apreciate în întreaga Anglie. În 1984 au fost importate în America primele lame. La ora actuală există peste 70.000 de exemplare în fermele din această țară. De asemenea, există 45.000 de exemplare în Australia, iar în număr mai mic în Canada, Anglia, Noua Zeelandă, Franța și Japonia. Câteva exemplare se găsesc și la noi în țară, în localitatea Pecica din județul Arad, la o fermă de animale. Lamele produc o lână deosebită, fiind recunoscută și pentru că este călduroasă și ușoară. Ea rivalizează în frumusețe cu mohairul și cașmirul, dar este mult mai durabilă și rezistentă. Fibra de lână de lamă se vinde cu un preț de aproximativ 100 de dolari pe kilogram. Lamele sunt mamifere relativ mici, înălțimea până la gât fiind de aproximativ 1,20 m, iar cu tot cu cap atinge în jur de 1,80 m. Greutatea unui adult este de aproximativ 130 de kg. Lama se evidențiază printr-un gât lung, membre de asemenea lungi, bot rotunjit și urechi ușor alungite, orientate spre față. Sunt animale deosebit de sociabile și prietenoase, se apropie cu ușurință de oameni și le place să interacționeze cu ei. Dacă se simt amenințate de către oameni, ele vor încerca să-i lovească cu copitele, să-i scuipe, la fel cum procedează și între ele. De obicei, o lamă poate căra în medie greutăți de peste 30 de kg pe o distanță de până la 30 de kilometri într-o singură zi. Lamele sunt adaptate la condițiile dure de viață. Aceste viețuitoare au nevoie de atenție și de compania altor lame sau altor animale. Se spune că dacă este lăsată singură, o lamă poate muri de supărare. Lamele au 16 culori diferite a lânii, care variază de la alb la negru profund, cu nuanțe de gri, maro sau roșiatic. Dispoziția lamelor este una blândă și prietenoasă. Comunică prin intermediul buzelor, scoțând un băzâit liniștitor. În caz de amenințare, scoate o serie de sunete și face spume la gură. Femelele sunt capabile de reproducere de la vârsta de 13 luni, masculii însă doar de la vârsta de 3 ani. Gestația lamelor durează 11 luni, după care vor făta singure. Puiul la naștere are între 7 și 10 kg și va fi înțărcat la vârsta de 5 luni. Lamele nu au dinți în partea de sus, dar au nevoie de un periaj cu o perie specială pentru curățarea gingiei. Lamele sunt animale erbivore și rumegătoare, dar au 3 stomacuri în loc de 4. O lamă adultă consumă aproximativ 300 de kg de fân pe lună. Numele lamă a fost adoptat de coloniștii europeni de la peruanii nativi. Alpaca este o lamă care trăiește la înălțimi între 3500 și 5000 de metri. Denumirea în latină a acestui animal este lama pacos. Cântăresc între 55 și 65 de kg. Lâna este foarte deasă în nuanțe de grade, maro, alb și negru. În zilele noastre, aproape că nu mai există alpaca sălbatică, deoarece au fost domesticite de oamenii din acele regiuni. Alpaca este un animal erbivor și se hrănește aproape în totalitate cu iarbă. În total, trăiesc în jur de 3 milioane de lame alpaca. Vicunia este o altă specie de lamă, având o greutate de 50 de kg și o înălțime de 1,50 m. Partea superioară a corpului este brun deschis, iar partea inferioară de culoare albă. Guanaco, cu denumirea științifică Lama guanico, are o înălțime maximă la greabăn de 1,22 m și o greutate de circa 90 de kg. Guanaco are o metodă sigură și eficientă de a se apăra.
Scuipă cu un amestec de salivă, lichid stomacal și iarbă pe jumătate digerată. Ele își nimeresc cu exactitate ținta până la o distanță de 5 metri. O lamă poate alerga cu viteza de 45 de km pe oră. Speranța de viață este între 20 și 30 de ani. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!